Bună dimineața! Băi, am plecat, cum să zice, cu noaptea în cap. Vreau să ajung la 6 dimineața să fiu acolo. La stupi, adică. Ați văzut că e canicul ăsta mare. Și ce rost are să mă duc eu pe căldura aia să iau caturile de pe stupi. Gata, a picat culesul, nu mai merge. Deci la mine a mers culesul la prima dată când ne-am dus la floare, floarea soarelui. A adunat de la un lan la vreun kilometru jumate de unde aveam eu stupii. Apoi la vreo 5 zile, 6, a început să înflorească lanul la care am avut eu camionul acolo. În urmă cu vreo 5 zile, să zic 6 zile, s-a terminat lanul la care aveam camionul acolo și din nou a zburat la alt lan, nu știu, ăla chiar nu mai știu unde era, dar am văzut că încă mai merge la cântar cu un kil, un kil și ceva. I-am mai lăsat vreo 5 zile. Și acum gata, a picat pe zero culesul. Și încep să scot și eu, adică aș putea să aduc camionul acasă, dar am zis, bă, de ce să vin eu cu el plin? Că parcă am o teamă așa să vin cu o tonă de miere pe el. Am zis, cred că e o tonă. Deci e frică să zici, că zice unul, n-ai cum să faci atâta miere. A, da, a mers culesul la mine, anul ăsta a mers. Nu, mi-ajunge că de vreo 3 ani la Floarea Soarelui fac cam puțină miere și merge cam slăbuț. Uite că anul ăsta am făcut miere de, cred că vând 2 ani. Eu am făcut odată o extracție. Ați văzut, am arătat când am luat caturile. În urmă cu 10 zile. Și acum e a doua extracție. Și va fi și a treia, din cauza că prima a fost deci din caturi, a doua acum din nou tot din caturi, ce a băgat mierea înapoi. Și a treia extracție va fi din cuipuri. Cam asta e, deci anul ăsta stau bine la Polifloră. Sunt șef, a băgat miere tare de tot. Acum rămâne, cum să zic, să văd și eu ce e în cuipuri, abia aștept să văd cuipurile, să văd mai am puiet, sunt blocate, cu siguranță sunt blocate, că așa se întâmplă la Floarea Soarelui. Dar astăzi nu umplu în cuipuri, n-are rost, pentru că peste 2-3 zile îi aduc acasă și nu are rost să deranjez ramele, nu, alea când îi aduc acasă. Și mi-e teamă să vin cu mașina așa încărcată, ținând cont că e și căldură mare, ramele dacă sunt pline cu miere la transport se pot rupe. Așa, cu turismul mișcările sunt mai amortizate și merg, o să merg atent, e altceva. Mașina aia mare zdrâncină mai rău, na, e de mai camion. Și iau câte 8 caturi. Atât am intrat în spring. Șapte caturi intră în spate și unul pun aici pe banca de față. 8 caturi. Dacă mă duc 3 zile sau 4, adică să văd, dacă o să fie stup care are catul mai ușurel, poate pe alea nu le iau și le las pe mașină și aia rămâne de văzut. Bun, cam asta e lucrarea, vreau să ajung acolo deci dimineață ca să nu fie pe căldura asta care o avem zi de zi, pe caniculă. 8 caturi într-o oră le-am dat jos, cred că. Perii repede albina, le-am pus în spring. Să știți că eu îi zic spring, că vreau eu. Știu că se zice spring. Și cam asta e activitatea pe ziua de azi. Le aduc acasă, le extrag. Și mâine dimineață, iar o tură, 2-3 zile la rând, așa. Și asta e. Bun, ne vedem direct la stupi. 5-a scoală de dimineață, vede răsăritul, aută-l, ăla ne dă căldurică, bă, tată, căldură gratis. Aolo, ce filmez eu, putași? Ia uite, bă, cerul e roșu, deci o să fie căldură mare.
Iau-te-l. Da. Uite, cam așa. Și ceasul este, să vedeți, 6 fără, ce are, bă, dar nu se mai vede, nu știu de ce nu se mai vede, 5, 4, 6 fără 20. Gata, soarele e sus pe cer, acu vine căldura, soarea soarelui, ce să mai stai la ea, bă, tăticule, gata, e coaptă, uite. Bine, mai sunt flori așa. Stupii cam așa, uite. Mai are ceva albinuță pe la ordiniș. O jos, uite cam așa. Slăbuț. Hai să vedem înăuntru. Springul e pregătit aici. Să bag caturile aceea, frumos. Bidoane cu apă. Mai mă spăl și eu să am să le pun și lor. Deci, apă, da, să nu zică cineva că e altceva. Comentatorii să zică, le dă Costin sirop. Ce să dai, bă, tată? Bun, deci, hai să o luăm. O luăm de aici, din spate, de la ăsta. Hai să o luăm de aici. Să vedem dacă le dau eu caturile jos. Are loc albina în partea de jos, că și asta e o problemă. Așa, să pun asta. Am luat costumul, măi, uitați-vă la mine. Am luat costumul ăsta. Nu că ar fi agresiva cu albina, dar vreau să văd și eu cum e cu costumul ăsta american, bă, tată. Ia. Deci care vreți așa ceva? Costum de ăsta șmecher. Cu aerisire, unde scrie, ca uite aici, faci așa. Ia uite aici, bătă. Se vede? Cum se vede acolo? Eu nu-mi dau seama dacă se vede. Firma Merișani. Bun. Hai așa să... Mamă, cât a... masca, a? Hai de mine. Stai că n-am rupt nici eticheta. Ferma apicolă Merișani. Cea mai bună alegere, cea mai bună calitate. Ui, meserie, bătă. Asta nu mai te înțeapă, mă, n-are pe unde să mai înțepe nicio albină. Da. Bine, la floarea soarelui de obicei nu sunt agresive, dar am luat și eu să înnoiesc și eu costumul ăsta. Mamă, ce de buzunare am. Am la buzunare. Ia să vedem. Deci, luăm catul de aici. Stai să mă uit la telefonul ăsta, l-am pus bine. Hai că l-am pus aici, dar nu-i bine. Trebuie să pun catul acolo și dau cu capul în telefonul ăsta. E simplu așa de filmat. Uite așa. Hai să vedem. Bun.
Deci în cuiburi nu umblu acum. Pe mine mă interesează aici. Mă interesează aici, să vedem ce mire avem. Ce albină, ce miere, ce... Deci eu le-am luat odată caturile cu miere și acum ar fi a doua oară. Ia să vedem. Uite, așa căpăcit. Trebuie să prind asta să vadă aici. Uite că e până jos mire. Și căpăcită. Ia uite și acolo căpăcită. Hai că e bine. Deci a doua oară, ce mai vrei pătat? A doua oară la floarea soarele. Ia uite aici. Căpăcită până jos. Ma, și cealaltă. Gata, e treaba bună. Și ăsta nu l-am simțit chiar greu. Cred că dacă are până în 20 de kg de miere, 18 kg să zic. Uite, miere căpăcită acolo. Pe aici lichidă. Bun. Nici nu mai filmez, ce să filmez? Mai o să-l dau la perie, albina o pun în stup și la revedere. Catul urc în mașină și gata. Care o să aibă albină multă, asta n-are chiar multă, în cap acolo. Să văd ce fac, să văd ce fac, are albină multă, cred că nu-l iau. Sau mai pun cât un cadă la mic de o jumate, să aibă albina unde sta. Da. Bun, hai că pun pauză, mergem la următorul, ca să... că dacă dau drumul la perie, acum durează mult până perii. Uite, perie aceea. Gata. Îl perii pe ăsta și mergem la următor. Deci 25 am scos din el odată. Și eu acolo am simțit foarte greu. Deci cred că are un 25 chiar 30 de kg. Și plus ce va avea în cuib. Ia să vedem. Mă înșel. Deci se vede că n-a fost umblat pe aici, da? Uite. Nu era nevoie de costum, nici de fum. Albina e foarte cumit. Da, cum iau eu? Uitați așa. Ți iau telefonul într-o mână ca să arătăm aici. Uite, meserie, tată, vă place? Al doilea cat. Deci primul l-am extras. Am arătat că n-am la primul rând de caturi. Și ia uitați-vă frumusețe aici. Ia uite, tată, ce să mai scot. Ia uite-l, până jos, căpăcite. Deci asta înseamnă că sunt eu deștept acum, nu? Sunt eu apicultor deștept. Nu vă, tăticule, eu am fost istesc, i-am adus la cules, atât. În rest, albina și-a adunat mire că a mers culesul aici. Uite, asta e căpăcit așa, da. Totuși e plină până jos. Ia. Nu sunt eu mai deștept ca voi, mă. Unii săraci dintre voi ați nimerit la floare din aia care v-a omorât albina. Ce să zic, asta e. Fiecare cum numerește, uite, căpăcită, aici așa, toate, uite, aia căpăcită, da, nu are rost să mai scot, toate sunt așa, că eu l-am simțit greu, deci cred că are un 30 de kg pe puțin. N-am nevoie de fum. Mai mă fumă și asta degeaba. Hai că acum să vede mai bine. Deci, ramele astea, fiindcă arată așa, este... meritul că i-am adus aici la culesul ăsta și că am nimerit floarea asta bună să nu-mi omoare albina. Dar este și meritul la regine. Că dacă n-aveam regine bune, nu mai făceam eu mirea asta. Da? Și bineînțeles, așa cum am zis, ridicăm privirea în sus, că de la Dumnezeu de acolo vine binecuvântarea și izbăvirea. Da? Foarte simplu, puteam acum să am ramele fără miere și albina moartă. Așa cum s-a întâmplat și la alți colegi. Deci, foarte simplu, se putea întâmpla și la mine. Deci vreau să spun că noi care scoatem niște miere acum de floarea soarelui, nu suntem cu nimic mai buni și mai deștepți și mai isteți ca ceilalți care săracii le-a murit albina la floarea soarelui. Da? Nu suntem cu nimic mai buni. Bun.
uite că ăsta a umplut și aici. Ia uite mă, ăsta îi mai trebuia un cadru. L-a umplut și cu ăsta. La fel, ăsta am extras 25 de kg prima tură și am umplut și a doua oară. Mă, e plu. Vale. Deci catul ăla mic o să îl punem înapoi, că nu o să aibă loc albina. Pe la extra când ajung acasă. Iar aici, ia uitați-vă ce ești. Ia uitați-vă ce ești. Nouă rame, știți că am lăsat câte 9 rame. Ia uite-le bă, tata. Care ziceai mă, că eu extrag necăpăcit. Cați mă liniștiți că știe Costin ce facem. Ia uite-le, meserie, tata. Ia uite-o și placă. Mult mai mult, una mai puțin, una mai mult. Pot să zic, mă, acum Nicolae Trăițar, familia. Și reginele, și familia, și copiii. Ia. Uite că nu plec cu păcit asta, da. Era ok, că de câteva zile nu mai merge pulesul. Bun. Deci vreți tupii să-i aveți pline așa de miere? La anul, ca anul ăsta gata, nu mai. Ce trebuie făcut? În primul rând, schimbate reginele. Uite, eu Dacia am luat. Cristi și Nicolae, uite număr de telefon aici. Schimbate reginele acum în iulie sau în august. La anul. Tupii buni, plecați cu ei la cules și scoți miere, tată. Cam asta e. Cam asta e toată treaba. Că dacă nu-i duci la cules, dă un să adune. Cum e la mine acasă? Eu la mine acasă n-am cules. Dacă eu familiile astea le țineam acasă, nu făceam miere. Degeaba aveam regine bune, degeaba aveam albină, că nu făceam miere. Pe când acum, uite, ramele pline, tată, uite. Aici căpăcit, uite. Aici e așa. A. Perie albină. Am ajuns la al patrulea. Mai de mine, plumbă asta. Să zică cineva, bă, de ce n-ai extras aici în camion? Păi știi ce înseamnă? Cred că puteam să extrag decât 3 stupi și gata, venea căldura și cine stătea aici în 40 de grade să extragă. Ia să vedem. Uite, cam așa, dar mi-e rici că e până jos. Ia să mai vedem. N-are rost să le mai scot. Se văd ramele că chiar să pice asta. Sunt pline. Uite cam așa. Ia uite. Full. Uite, s-a lăsat de greutate. Uite, a făcut but. Și acolo e căpăcită. Gata, nu mai are rost să scot că să vedeți, sunt lipite pe aici. Na, când e cules așa se întâmplă. Da, mă, că era pe zoom ăsta.
Gata, cred că e suficient. O să mai fac eu o filmare, dar merge greu și cu filmarea și se... Acu vine căldura și vreau să plec până vine căldura aia mare, că mie nu prea îmi place căldura, ia să vedem. Uite, deja sunt 20 și cât e acolo? 26 de grade. Acu se duce la 40 de grade. Căldura mare. Uite, treabă bună aici, uite. Ai făcut așa. Mai e o gură de aer. Deci treci puțin de transpirație. O gură de apă. Și pui capacul la loc, uite așa. Ia uite. Meserie, tată. Cine vrea costum de ăsta găsește la magazinul de la Merișani. Ia. Următorul stup. Am băgat de la Nicula. Ia uitați-vă ce am aici. Ia uitați-vă, 25 am luat așa 2 ore. 35 și din nou sunt pline astea. Hai să vedem. Aici să zic că are vreo 5-6 kg, atât, în catul ăsta mic. Deci eu am luat din el până acum 25 și cu 10, 35 de kg la prima extracție. Și acum lejer încă 30. Imediat ne uităm. Deci am arătat acolo că am luat. Care poate să uite la filmare, că am și pus filmarea când am luat mirea din el. Da. Ia uite, tata, a căpăcit de nou. Nu prea mai avut timp să răcunca. I-am tot luat mirea. Când să mai căpăcească? Asta văd că e mai căpăcită și pe partea asta aia. A început puțin. Asta are albină mai multă, îi mai las catul ăla mic, că n-are unde sta albină. Ia uite aici, căpăcită frumos. Ia să mai vedem. Au totat. Căpăcită. Și ultima. Mamă, e blană asta. Ia uite aici, tăticule. Mama, asta are 4 kg. Super. Câte ceas sunt? 8. Deci de la ora 6 la ora 8. 2 ore mi-a luat să iau caturile după 9 stupi. Să mergem. Ulu, ce grea e, bă, tată. Mă, pârâie springul. Springul, bă, tată. Deci dacă am 9 caturi, o spun eu cât este. Hai, mă, ieși afară. Ce mi se pare într-o parte? Trebuie să mă uit pe roata aia de spate, că parcă mi se pare într-o parte. Se spartă. Bă, nu-i spartă, dar e mai moale. E mai moale nițel. Dacă mai văd eu pe drum dacă se încălzește sau ceva. Că atât am trebuit să fac pană. O dați seama, dacă fac pană trebuie să dau caturile jos, să pot să ridic mașina pe cric, să pun rezerva. O,
Hai de mine, nici nu mă vreau să mă gândesc. De-aia prefer să car cu asta mică. Că cu aia mare, eu știu, de greutate, uite, pocnește un cauciuc, ceva. Mai bine fac cu asta 3-4 drumuri și după aia când vin cu aia mare, vin cu ea mai lejer. Că oricum, în cuiburi, am spus eu, și în cuiburi sunt blocate, deci lejer are și acolo 10-15 kg de miere în cuib. Lejer are. Adică fiecare cutie din aia are cu miere, cu tot, cu cutie, cu tot, are și aia 45 de kg. 50 de kg, ce-o 3-5, o tonă jumătate. Deci numai cuiburile. Cutiile, 36 de cutii și tot face o tonă jumătate. Greutate, măi, greutate mare. Și dacă veneam și cu tona asta de miere care o mai am, pe ce făceam, bă, tata? 2 tone și ceva? Mașina e de 6 tone jumate. Depășeam 6 tone jumate, mă duceam la 7 jumate. Nu e, mașina e de 6 jumate, atât, 6 tone și ceva. Merge. Am mers eu cu ea odată încărcată și am zis că o rup. Dar pe aia am venit cu ea acasă. Acum vreo 4 ani. Bun, cam atât. Ce să zic? Exact ce am zis și mai înainte. Am arătat niște rame pline cu miere și am toți tubii plini de miere, da? Și am făcut miere multă. Am fost eu mai deștept ca alții? N-am fost. Și nu sunt mai bun ca voi. Mi-am dat interesul, dar am alergat. Ați văzut cu iscoada încolo și încolo ca să găsesc un loc bun. Am schimbat reginele în stup de la Nicolae, știți că de la el am regine. Și, într-adevăr, m-a ajutat Dumnezeu, că dacă nu m-a ajutat Dumnezeu, nimeream la un lan din ăsta de... Adică poți să te duci la un lan de floarea soarelui bun, care dă nectar, dar mai e unul la un kilometru care e de la Tomar Albina. Și tot nimic n-ai făcut. Ca să vă dați seama câte probleme poate să apară. Bun, cam atât, sănătate și numai bine. N-am ochelari. I-am uitat în camion, acum știu că i-am uitat. Eu i-am agățat acolo frumos, așa. Am uitat ochelari acolo. M-a dus să mai cumpăr o pereche. M-a dus iau de aia de la chinezi. La chinezi. De 50 de lei îți dă 3 perechi. 2 plus 1 gratis. Și am cu ochelari ăștia, mă, de-i pierd, de-i uit.